Peninsula 2020, nu suport să-mi văd umbra în timp ce filmez, că originalitatea vine de la... Aici a fost un sediu militar, cândva a fost casa de armată aici, 100%, a fost frumos și populat, a avut un istoric destul de frumos, a fost, nu știu cum să zic eu, contemporan și, na, a fost frumos. Înțelegeți, uite, știu, dar bulet, ba, voi zic ăștia, da. Deci, lor li se par, dar ei nu știu că... Eu... De fapt, vă aduc aurul. Și nu. Și când vor crește oamenii... Aici se adună lumea la sat. Se adună lumea la sat aici. Da, un bă, și, aoleu, uite-l pe Edi. Stai, Edi! Mona! Ciocărezi? Sucar. Să te vadă ăsta, bătărău. Păi de-aia acasă... A, nu, e în Germania. Zici ceva frumos, Lufitu. Să fie sănătos. Da, și zici tu să... Aici sunt oamenii care mai stau să... La o petrecanie, la o... La o băută, la discuții de viață și... Cam asta e, peninsula. Mi-a țigările m-am mâncat după ce că n-a... M-a prins. Hai, lasă, ia. Omul e salariat. Ce vorbești? Aprinde și mie, te rog. Se punea nelu. Și când intram pe-n zonă, pe la așa, pe-n... Unde aveam zona făcută, aveam țigări la mine. Țigări nu mai aveam. Scoteam 5-6 țigări. Nu! Dar erau... 100 de inși, ca simpatic. Păi, stăream grupa mea. E destul de activă peninsula. Ea vineam cam puțin. Eu de ce-mi primetea? De tricouri, lume. Tricouri bune. De pantalon de cea, cum știu eu. Este trește. Bermond. Nu Bermond, de... Pantalon scurt, Bermond. Da, ce mă, cum dacă spune care... Uite cum are brațul ăsta. Cum o cheamă pe aia mereu? Cum o cheamă pe asta, mă, Nela, pe fisa lui Nela, cum o cheamă? Nicoleta. Blugi. Asta e Nicoleta sau cine e asta? Care e Nicoleta? Nu e Nicoleta? Asta. Dar cine e? Băseam pe acest, eu mergeam acasă, nu aveam ce fac. Eu mergeam acasă, pe acest. O confund cu Nicoleta, înseamnă. Nu e, mă, Nicoleta, nu e drum. Da, 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 ce parte trebuie? Fisa lui Nela mă refer, și ce zic, nu? De fata lui Nela mă refer. Nu e, dar seamănă, nu la ochelari. Edi, stai! Edi! Cam asta este satul. Trăia bine, că acolo era mâncare. Cam așa se, nu știu, satul, biserica, în care sunt decât doi clienți, în care lumea să mai gestionezi. Mm-hmm. Să mai aduc chestii pe, prin țară, pe nebuneală și tot așa. Cam așa arată, na. 2020, lumea la sat. Lumea la discuții, lumea la una, la alta, se comunică, se de toate, pur și simplu, casa lui Petrică, ce căsuță are, scumpă rău de tot, își permite. Aici se face... Gunoi, uite, avem coș de gunoi. Care este plin cu... Asta e Nea Petrică. Băi, ți-am zis că nu mă mai filmezi? Ho, Nea Petrică, ăsta e Doru, ia uite-l pe Doru. Nu-i Doru, ăsta e Doru, e Doru. Ăla are pe bonă. N-ai ce să fac, filmezi în corco, dar în tocmai la concasor. Deci să vedem cât fac eu până acolo.
E, nu știu, e frumos, e priveliște. Asta e casa lui. Iona e pe zona. E șmecher, Iona. Asta este grădinița în care mulți copii au copilărit, au învățat și de aici s-au dus în alt oraș. Da, grădinița pentru oameni. Grădinița Peninsula. Vedeți? Destul de... Da. Aici cândva a fost și o școală veche pentru cei autentici care știu anii vechi, unde s-a... Da. E destul de acaparată de trecut. Se pare că nu mai are nici măcar intrare. Totul este, nu știu, aici a fost WC-ul, dar văd că este cimentuit. E impecabil de un teren destul de mare. Așa. Aici este o, nu știu, o cetate mai căzută din dreptul, mai pe limbajul ăsta. Aici este o stradă și are bine cât de cât, adică totuși, nu-mi place că se vede umbra. E fix în contra. Casa căzută, lume, Mickey Mouse, n-ai treabă. E, nu știu, școala, unde s-a copilărit, unde s-a muncit, unde s-a făcut, Nentu Vasile. Aici e un câine rău, care dă să mă muște mereu. Stai minte. Ce-i fă, legumă mică? Simți oamenii buni? Simți oamenii buni, fă? Simți oamenii buni? Ia-ți voi cu mușa. O călate de fericire, fă. O călate de fericire. Ce-i fă, fetiță, fă? Ce-i? 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 Să nu muști un cataș botul, da? Să nu muști. Așa. Zero frică. Să nu mă muști, te rog. Dacă muști, mai știu ce pumnă îți dau un cap. Mi-e cam frică. Dar ia... E ce e, fă? E ce e, fă? E ce e, fă? E ce e, fă, da, mă las. E ce e, fă, da, mă las. Îndebulească, mică, debulească, mică, fă. Un puceț? Ce puceț, mică. El e blond, el e de fapt blond. El latră că vrea și el să fie băgat în seamă. Hai jucați-vă, hai jucați-vă. Hai jucați-vă, coropiși. De ce mă-ți fea? De ce mă-ți fea? De ce mă-ți fea? Da, da, vină cu nasul. Vină cu nasul, fă. Ia uite. O să-ți dea drumul, dar îi dă drumul, îi dă drumul seara. Da, hai. Hai că am plecat, da? Brazii, astea sunt gunoaiele, Vanza a fost, asta, partea asta militară a fost extrem, extrem de mare, dintr-un cap, cam, nu știu, câteva hectare de teren, care a fost, să nu stau, un, a fost, o pisică, ah, ce nu-mi place când se vede umbra, e atât de neprofesional când se vede umbra, aici a fost o biserică de... pentru costali sau de pocăiți. Aici cândva a locuit cineva. Și da, cam atât. Deci cam atât ai peninsula, din capul ăla până în capul ăsta. Lumea se leagănă pe străzi, sus în jos, sus în jos, se salută. O țigărică și toată lumea e plecată. Că na, e... Nu mai e
bogăție, nu mai e vie. Sunt doar case care mulți oameni clădesc aici case, dar nu locuiesc în ele. Deci cum a venit că este degeaba. Că dacă trăiești în străinătate, nu contează în ce țară trăiești, trăiești pur și simplu degeaba în străinătate, pentru că într-adevăr îți faci casa, îți faci aia, dar pentru ce? Pentru ce îți faci tu casa dacă tu oricum produci doar în străinătate și nu produci în peninsula, așa zis. Sau ce câine dulău. Așa. Cam asta este latura frumuseții, esența adevărului, în care oamenii nu-și mai cultivă. Uite aici stătea Leontin, nu mergea la porumb înainte, e destul de frumos. Câini care umblă fără stăpâni, cu câini cu câini în coadă, sau cum se spune, aici umblă câini cu covrigi în coadă. Și uite așa, se dezvoltă. Și cam acolo este, de-aia vă zic, în peninsula se află de fapt Mamaia. Avem canal peste drum, chiar dacă arată destul de, cum să zic, destul de trecut de timp. Dar uitați frumusețea canalului, frumusețea timpului. Uitați ce s-au clădit aici. Vedeți? Cam așa arată peninsula în anul care trebuie. În Full HD, 4K. Regions. Ține mâna să fie contravânt. Tu le-s așa, nu știu, ca într-o convenție totală, trecută de timp. Încerc să văd. Nu știu, să merge mulți. Încerc să nu mai trec. Și uitați cât de frumos este la peninsula ca idee unde se locuiește. Vedeți? Aici coboram noi, ne scăldam pe partea ailaltă, în general. Și hai să vă arăt locurile din Mamaia. Adică se văd cât de cât. Cam așa arată. Vedeți? Acolo e Constanța. Deci peste ape, mă. Unei oculim pe acolo. Și suntem în centru. Cam așa arată peninsula. Lac. Pac, poze. Vine o mașină. Presupun, sau se aude o mașină. O mașină de jandarmi, presupun, sau nu știu, pentru oamenii care merg la baltă. Mulți oameni s-au chinuit aici ani de zile să supraviețuiască, mergând cu colacul, trecând și hrănind pești ori aici, ori traversau pe partea ailaltă, unde este Gheolu, vine, fii antenă. Canalul, Gheolu, și Marea Neagră, zi pe scurt. Ce păzesc ăștia, nu știu. Dar își fac și datoria, ca toți oamenii și... Da. Interesant că am prins momentul ăsta, că în general nu există așa ceva, dar da, își fac și ei treaba. E un soare minunat aici. Și aici copilăream noi, dar nu în gunoiul ăsta, era mult mai frumos și... Da. Așa arată. 2020. Băiță, frumos. Veniți, faceți-vă câte o casă aici, că peste ani și ani este destul de frumos. Lângă canal, vezi, priveliște, tot. Hai, v-am pupat. 2020. Și...